Cana la telefon. Am ajuns să conectez Cana la telefon. Salutare, dragilor, și bun venit la un nou episod din frumoasa emisiune pe care o facem aici aproape în fiecare vineri. După cum știți, deja acum două zile a avut loc o explozie masivă în capitala Libanului, Beirut. O țară care deja este în mari probleme financiare și politice, iar explozia asta a fost atât de mare încât 300.000 de oameni au rămas fără locuințe, efectiv. Faza e că imediat după explozie au și început teoriile conspirative. Deci jur că conspiraționiștii ăștia o să-și găsească ceva ocult în orice eveniment. Unii spuneau că e o bombă cu hidrogen plantată de americani. Alții zic că Rusia ar fi cauzat dezastru ca să creeze refugiați care să inunde Europa și altele de genul ăsta. Adevărul este că în portul din Beirut erau depozitate 2750 de tone de nitrat, de azotat, de amoniu, de amoniac, de ceva explozibil, care a luat foc de la alt incendiu, de la o hală vecină, plină cu artificii. Libanezii au lansat o investigație și mai mulți oficiali care administrau portul au fost puși sub arest la domiciliu. Dar uitați-vă încă o dată la explozia asta! Este enormă! A pus la pământ jumătate de oraș. Și tocmai când credeai că 2020 nu te mai poate surprinde, n-ați o pasta. Mie, sincer, chiar îmi pare super rău de oamenii aia și în special de Liban, care este o țară extraordinară și o cultură la fel. Unde mai pui că bucătăria libaneză este una din preferatele mele. Adică baba ganoush, hummus, labne, rasasfur, doamne, falafel. Deci da, Lebanese lives matter. Nu am putut ține. În alte știri, am găsit un articol care m-a dat pe spate, efectiv. O fabrică ilegală de mașini sport fake a fost găsită în Brazilia. Brazilian police have shut down a factory making fake Lamborghini and Ferrari sports cars and selling them at a fraction of the price. Officers raided a factory in the southern state of Santa Catarina on Monday and seized 8 cars as they were being assembled. A father and son who own the factory have been arrested after they were discovered offering the cars for sale on social media for between $45,000 and $60,000, a fraction of the value of the real cars. Este aqui é um deles. Aqui a gente pode ver como eles se preocupavam em copiar todos os detalhes. Parece o motor do carro, mas na verdade é apenas uma peça de fibra de vidro. They have now been charged with industrial property crime, which carries a penalty of 3 years in jail. According to Brazilian news site G1, the pair had been manufacturing the knockoffs for around 2 years. Oamenii aparent chiar construiau Lamborghini și Ferrari-uri fake și le vindeau cu 40.000 de euro bucata. Și uitându-mă la imagini, din punct de vedere al designului exterior, mașinile alea chiar arată destul de bine. Mă gândesc însă, cine naiba ar cumpăra așa ceva? Adică pune cineva botul? Oare bagăți mai multe gagici dacă te plimbi cu o Honda Accord cu față de huracan? Plus că, uite puțin la mașinile alea, sunt făcute din chit, știi? Literalmente, toată caroseria e făcută din chit, știi? Tu te plângeai că tinichigiul tău a pus prea mult chit când ți-a reparat aripa la mașină? Ei bine, ăștia au făcut toată aripa din chit, știi? Și faza este că ăsta nu e un fenomen izolat, aparent există în toată lumea astfel de artiști
care fac supercaruri fake, în special Lamborghini, pentru un motiv sau altul. Și dacă ăștia din Brazilia chiar le făceau binișor, alții nu le fac deloc binișor. Credeam că dacă o să am un Lamborghini, o să agăț mai multe fete. Asta îmi doream, de fapt. Că aici la noi, în China, e o problemă, că dacă n-ai bani, n-ai nici femeie. Și n-am început să-mi construiesc mașina, dar tot n-am reușit să agăț nimica. Poate să păcălească cineva că zică, ăsta o fi Lamborghini, ha-ha, se vede clar că nu e, dar nu punem bătul, că nu suntem proaste, auzi la el, de ce, dacă ai insignă de Lamborghini, înseamnă că ai Lamborghini, ha-ha, de ce, dacă eu îi pun la mama în frunte, o insignă de Lamborghini, înseamnă că mama e Lamborghini, ha-ha. Da, am auzit că râde lumea, dar mie nu-mi pasă de ce zice lumea. Eu am văzut și eu The Secret și am văzut că trebuie să fake it till you make it. Atunci așa asta fac, să știi și eu. Asta e Lamborghini-ul meu și punct. În altă ordine de idei, să știți că totuși am descoperit și eu că de fapt există niște forțe oculte care încearcă să ne controleze prin tot felul de mijloace. Adică nici măcar măștile de protecție pe care le cumperi de la farmacie și care ar trebui să te protejeze nu sunt sigure. Adică uitați-vă ce a găsit, de exemplu, un om în măștile pe care le purtăm cu toți în fiecare zi. Mă, oricât de nasol spune lumea că e anul 2020, românilor nu le pasă, mă. Noi știm tot timpul să găsim partea bună a lucrurilor și să ne bucurăm de moment. Cum au făcut, de exemplu, ardelenii ăștia la piscină. Hai, mă, mută, mândra cu câinii! Hai, mă, mută și nu prea pea! Hai, că știe că merg la ea! Hai, mândruliță, ci să bine! Hai, bagă-mă slugă la tine! Hai, că sunt prietenul tot cele! Hai, nu mă duce sub tinele! Hai, că sunt prietenul tot cele! Hai, nu mă duce să te tu! Hai, nu mă duce să te tu!
Bine, bine! 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 Ansamblu folcloric Bericioaica. Îmi pare rău, în schimb, de tipul care a rămas ultimul la bere. A trebuit să muncească mai mult ca ceilalți pentru una rece. Și nu-i corect. Am intrat pe internet iară săptămâna asta. Și? Și am găsit un articol. Ce articol? Cum arată tenul Rihannei fără pic de machiaj sau editări? Hai că Rihanna arată bine. Da, dar nimănui nu-i pasă. Adică chiar, Rihanna chiar arată bine, adică are un ten, fiind neagră, aha, are tenul mișto. Da. Adică negria, ai văzut un negru cu coșuri? Eu n-am văzut. Nu. Negri cu coșuri sau cu exeme. Da. Nu, ăștia au tenul blană, perfect. Sunt invidios, ai putea spune. Emisiunea trecută vă întrebam, dragilor, dacă ați furat ceva în viața voastră, ați șordit ceva, ați pus mâna pe ceva ce nu e al vostru și l-ați băgat în buzunărel fără să știe patronul. Și mulți, deci îngrijorător de mulți mi-a scris că da, ci că The Joker face, am furat o sticlă de apă plată, obosit fiind după fotbal de dimineață până seara cu prietenii din cartier, dar am dat banii a doua zi pentru că m-am usat conștiința. Nu toată lumea a făcut, nu toată lumea a făcut să fie cleptoman. Vitali Iorga, ci că am furat ochelarii de depărtare a profesoarei de geografie din greșeală de pe catedră în timp ce ea îi folosea pe cei de apropiere. Să scrie ceva la tablă. Și am ascuns în propria epoșetă. Și că tot restul orei a căutat. Din greșeală. Mă rog, din greșeală, da. A fost un accident. Și Mihai spune, zilele trecute am fost la magazin, mi-am luat cartofi, i-am plătit și am plecat fără ei. Eu nu fur, eu ajut magazinul. Zice, de ce? Mihai, ți se întâmplă chestia asta? Să uiți restul sau ceva de genul ăsta? Nu, uite, dar lasă. Mi se întâmplă să plătesc ceva sau mai multe chestii și să îmi dea restul și eu plec. Și mă strig oamenii, ei, domnul, nu vă luați și plasa cu... ba da. Asta a fost clipul, dragilor, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez și să-mi spuneți în comentarii care este cel mai incredibil lucru pe care l-ați văzut cu ochii voștri. Vă să știu jos în comentarii. Eu sunt Mihai Alexandru Haș, iar voi urmează să aveți un weekend excelent oriunde v-ați afla. Vă pupă Haș. Pa!